Ne-au luat antrenori, ne-au luat medalii, ne-au luat până și muzica. Și astfel, americanii și-au construit cea mai puternică echipă de gimnaste din lume. Între timp, noi ne zbatem în lipsuri ca să putem face performanță. Și la cum stă situația în sport, perspectivele nu sunt grozave. Dar nu vă grăbiți să considerați România istorie, spun chiar antrenorii campioanelor americane. Peste ocean, româncele sunt și temute și respectate. Iar în America, pregătirile pentru o nouă confruntare au și început cu gândul la secretele succeselor noastre. În începutul vremurilor, când zeii greci s-au reunit să împartă sporturile olimpice, au hotărât ca gimnastica să-i revină României. Sau cel puțin, așa ne place să credem. Ne-au dat, deci, talente mari și oameni pricepuți care să le șlefuiască. Cei mai talentați copii cu care am lucrat eu în cariera mea au fost româncile. Este ceva specific poporului român. El este Gheza Pojar, coregraful care a făcut istorie cu gimnastica noastră. Toate fetele de aur ale României comuniste au fost modelate de el. Le-a dat grație de balerină și mișcări de felină. Le-a învățat să mențină poziția corectă, spatele drept și piciorul perfect întins la sol, să-și păstreze echilibrul pe bârnă cu eleganță de dansatoare și să vrăjească publicul și juriul cu gesturi pline de umor. Făceam lucruri care pentru unii erau, poate spus, vulgar pentru gimnastică, pentru public era foarte atrăgător. De exemplu, pentru Nadia am folosit la solul de la Olimpiada, are o mișcare când își pune degetul ca la gură și face o expresie cu fața. Deci am folosit foarte mult și expresia feței și gesturi mai comune, care zice de mai mult de pantomimă în sol. Adică dansez și tot dintr-o dată vine un gest care lumea spune, a, și când lumea pleacă acasă, singurul lucru care țin minte va fi gestul respectiv. Și asta a fost stilul cu care am început, de fapt, eu să mă impun. Drumul său spre vârfurile coregrafiei mondiale a început cu Nadia Comăneci. Toate solurile ei faimoase au fost regizate de el. Și astăzi, după decenii de muncă și sute de gimnaste școlite, încă mai spune că nu e alta ca ea. Eu chem Mozartul gimnasticii. Când lucrai cu Nadia, parcă cântai la Stradivarius. Era superbă. Făcea 10, 15, 20 de variante dintr-o idee. Făcea o mișcare râmă. Bela era obsedat cu Paloma Blanca. Umbla cu casetofonul, după el cu Paloma Blanca toată ziua. Și deodată a început să facă râmă. Zic eu, mă, asta e o mișcare interesantă. Și atunci am păstrat această mișcare pentru ea și am implementat-o la finalul ei, care a devenit faimos. Și-au mai fost Teodora Ungureanu, Anca Grigoraș, Emilia Eberle, gimnaste care au urcat pe podium și datorită lui, umplându-ne ochii de lacrimi. Iar apoi l-am pierdut. De 31 de ani, Gheza Pojar antrenează în America, dându-le altora talentul său, rivalelor noastre. Pentru 96 am făcut solul la toată echipa Americii. Aceste 7 fete care s-au chemat pe lor The Magnificent Seven. Am participat la 4 olimpiade, 8 campionate mondiale. Numărul de medalii pot să fie în jur de 90 mondiale și olimpice. Astfel a ajuns America dintr-o participantă oarecare, prima medaliată olimpică la Londra. El și cuplul Marta și Bella Caroi au modelat din metal prețios gimnastica americană și e în el multă mândrie, dar și mult regret, pentru că de fiecare dată când pleacă la o competiție, nu se poate abține să nu tragă cu ochiul la fetele noastre să vadă ce mai fac. Și undeva, în inima lui, încă se mai dă o luptă grea, cum s-a întâmplat anul acesta la Londra, când Alexandra Reisman a învins-o pe Cătălina Ponor. Nici noi, nici sala, n-am înțeles de ce. And we hear boos from
El însă știe ce s-a întâmplat și pe cât s-a bucurat pentru Reisman, pe atât l-a întristat argintul Cătălinei. Acrobatica a determinat medalia de aur de când s-a schimbat codul. Codul ăsta pe care nu înțelege nimeni. Sunt 4, chiar 5 linii de acrobatică și nu rămâne timp mai deloc pentru coreografie. El însă și-a ales o gimnastă cu multă forță, care are și aptitudini de balerină, în care are speranțe mari. Campioana olimpică Michaela Mărunii, pe care o pregătește de câțiva ani și căreia i-a făcut exercițiul de la sol pentru Londra. Michaela Mărunii este o dansatoare naturală. Are mișcări foarte lirice, foarte plăcută, simte muzica, are expresia feței potrivită, folosește ochii. Ca o actriță de cinema. De fapt, privirea ei cruntă a și făcut-o celebră peste noapte. Explicabil, crede Gheza Pojar. În America, politica e clară. A câștiga nu e totul. E singura opțiune. Este vorba aia simplă. Number one. We are number one. Iar acest number one s-a construit cu talent românesc. Când a plecat, Gheza Pojar a luat cu el un întreg sistem de nota 10, construit aici, la noi, pentru fetele care se antrenau la Onești. Un regim de antrenament care făcea din niște copile mici și aparent firave, aprige luptătoare capabile să-și învingă durerea pentru a atinge victoria. Secretul a fost sistemul, programul de gimnastică, fetele să aibă posibilitatea să aibă 2 antrenamente pe zi. Până când am venit noi, nu multe săli au adoptat acest sistem. După ce Bela s-a impus prin Mary Lou Retton, atunci au început și celelalte săli de gimnastică să adopte sistemul cu 2 antrenamente pe zi. Asta face Gheza Pojar acum, în săli de sport din toată America. Abia întors de la Londra, s-a și aruncat în pregătirea unui nou lot de gimnaste pe care le antrenează și mental și fizic să ne învingă pe noi. I'm a little bit, you know, it's a lot of, you know, communication, you know, a bit more, you know. Și e foarte probabil să reușească din nou performanța de la Londra. E prea puternică voința americanilor și au tot ce le trebuie la dispoziție. Pe continent sunt 2000 de săli a câte 2000 de copii, fiecare plătind între 7 și 11 dolari pe oră. Odată cu sosirea românilor în Statele Unite, gimnastica a depășit nivelul unui simplu sport. A devenit o industrie în care statul nu se implică și, de fapt, nici n-ar avea nevoie. Coloana vertebrală a gimnasticii americane sunt cluburile particulare, care produc copii care ajung la olimpiadă. De la 2-3 ani intră în sala de gimnastică aici, în America. Iar dincolo de ambiție, sunt garanția și confortul psihic că la capătul drumului niciun campion nu va recurge la compromisuri și nu va fi muritor de foame. Gabby Douglas, de exemplu, campioana de la individual compus de anul acesta, a devenit la 16 ani unul dintre cei mai bogați sportivi din lume. Probabil medalia asta o să-i aducă cam 30 de milioane de dolari. Aici sunt niște bani foarte serioși. Sunt bani serioși pentru că sportivii au sprijin puternic și de la Comitetul Olimpic American, care face donații mari, dar și de la Asociația Americană de Gimnastică, în grija căreia cade cooptarea unor sponsori de talie mondială. Iar facultățile mari le oferă burse substanțiale. Școlile mari, de cum este Berkeley, cum este Stanford, cum este UCLA, te costă cam 40.000 de dolari ca să fii student la Stanford. Aceste fete primesc bursă școlară, dar este totul asigurat. Iar acest sistem, care funcționează perfect, atrage anual câteva milioane de noi sportivi. Așa că Statele Unite își asigură în permanență un lot puternic de candidați la olimpiadă. În această sală din Los Angeles a fost descoperită Michaela Mărunii și exemplul ei i-a agitat imediat pe părinți. După Londra, au început să se înghesuie să-și trimită fetițele de doar câțiva anișori la antrenament. Telefonul în birou sună de dimineață până seara, părinții întrebând cât costă, când putem să venim. Din această sală superdotată, americanii ar avea tot dreptul să se uite la noi ca la niște frați mai mici și mai săraci. Când a fost la Onești, mi s-a spus că nu își au plătit facturile pentru mâncare de 2-3 luni. La Deva mi s-a spus că copiii nu au putut să meargă la campionatul național pentru că n-au avut bani să se închirieze un autobuz. Lucruri din astea care sunt de necrezut. Situația în România s-a schimbat dramatic atunci când au plecat foarte mulți specialiști din țară și erau antrenori buni. Aici chiar antrenorii începători care abia vin din România fac
de 5 ori mai mulți bani decât fac în România. Cu toate posibilitățile lor însă și deși la Londra ne-au împins pe locul 3, americanii încă se mai tem de noi. Așa că pe furiș țin mereu ațintiți ochii asupra fetelor noastre, sperând cumva să descopere marele secret care stă în spatele unei eterne reveniri pe podium a românilor în ultimii 45 de ani, în pofida tuturor dificultăților, și să afle cum a reușit românul Octavian Belu să intre în cartea recordurilor pentru cel mai mare număr de medalii câștigat vreodată de un antrenor. În naliciile românilor, eu nu știu cum ei treniruiuță, pentru că este secret românski, eu nu știu despre asta. To, că au своя tehnică și своя gimnastică românscă, foarte serioasă concurență, au молоді, талантливі дівчонки. Un amestec de har, nervi tari și efort supraomenesc, ce reușește uneori să-i debusoleze pe adversari. Așa i s-a întâmplat și lui Arthur Akopian, fost campion al URSS și antrenorul care a transformat-o pe Makyla Maroney în cea mai bună gimnastă din lume la proba de sărituri, până la Sandra Izbașa. Căzătura de la Londra, spune Akopian, l-a trezit la realitate, arătându-i că nu trebuie să le subestimezi pe românce. Я, конечно, у меня был разрыв сердца, когда она упала второй прыжок. Румыния, Китай и Россия, они будут самые сильные конкуренты с американцами. Румыния в первую очередь. Румыны, они только-только начали подходить к тому, чтобы стать сильными. И очень страшно для всех, даже американцам. În sala Makylei și a lui Arthur s-a dus vestea despre fetele lui Belu și Bitang și printre gimnaste e un amestec de teamă și de respect. Amanda Stan, a doua cavaloare din club după Maroney, și-a fixat în funcție de fetele noastre reperele de performanță. Îmi place și gimnastica americană, dar parcă îmi place un pic mai mult gimnastica românește. E mai mult gimnastica artistică și foarte elegantă, dar fac și, au și dificultate. Și bineînțeles că sunt unele dintre cele mai bune la gimnastică și s-a văzut la Olimpiada asta că sunt extraordinar de bune. Părerea mea a fost că florul lui Honor a fost mai elegant și mai perfect. Eu, dacă aș fi fost judge, i-aș fi dat ei medalia de aur. O medalie pierdută ca un avertisment la adresa României, care a ajuns să fie neglijentă cu talentele ei. Am lăsat să plece oameni ca Marta și Bela Caroi, Gheza Pojar, Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu, Emilia Eberle sau mai recent pe fostul antrenor al naționalei Mihai Breștian, care tocmai a făcut prima campioană americană la sol, Alexandra Reisman. Iar cei care au rămas fac sacrificii enorme și nedrepte pentru a ridica drapelul României la fiecare olimpiadă, primind de la alții mai mult respect decât acasă. Румынская гимнастика сейчас на высоком уровне. Они уже подходят к тому, что уже будет очень тяжело американцам сражаться с ними тоже. Într-o sală mică, la 11.000 de kilometri distanță de Los Angeles, printre saltele vechi și echipamente roase de ani de exerciții, câteva fetițe și antrenorii lor se luptă cu sistemul și nepăsarea. În ultimii 10 ani, clubul din Focșani, care a dat campioane precum Gina Gogean, a pierdut în folosul Europei de Vest și al Statelor Unite 7 antrenori, printre ei și un coregraf al cărui post a fost rapid desființat din lipsă de fonduri. Așa că antrenorii rămași s-au obișnuit să fie specialiști în toate. Un antrenor trebuie să rezolve și partea tehnică pe fiecare aparat, plus pregătirea artistică, umblat puțin la partea emoțională a copilului. Aproape că nu mai știm cum să ne împărțim. În acest club, Mariana Dragnea antrenează acum o fetiță fără posibilități materiale, dar foarte talentată, care ar putea fi viitoarea speranță a României. Întoarce ca lumea, Mădălina, n-ai întors până la capăt, aici ai rămas și ai dat de-n brațe în continuare. Nu-mi place. E dură cu ea pentru că așa se face performanță, dar îi se rupe sufletul când știe că micuța n-are niciun sfert din echipamentul necesar. Lui Mădălina ne-ar trebui o pereche de palmiere, care costă 50 de euro. Părinții ei sunt niște părinți modești și aceste palmiere se schimbă lunar. Ea lucrează cu palmiere vechi, de aia de multe ori scapă bara, nu are control asupra bărică, sunt tocite. Ea nu mai are voie să dea palmierele jos de pe mână, dacă vrea să ajungă acolo undeva în vârf. Iar Mădălina înțelege și merge înainte cu stoicism. Trebuie să muncesc foarte mult și să fiu, în primul rând, rea cu mine, ca să pot să ajung undeva sus, chiar dacă mă doare undeva, să-ți strâng din dinți și să nu spun.
Visul meu cel mai mare este să câștig medalia de aur pentru țară. A fost testată recent la Izvoran și ar putea ajunge viitoarea noastră campioană la Olimpiada din Rio din 2016. E cale lungă până acolo, dar Mădălina îi urmează sfatul lui Octavian Belu ca să scurteze pe zi ce trece distanța până la aur. Înainte să plecăm, ne-a zis să avem desenat în cameră un desen cu Olimpiada de la Rio și tot mereu când plecăm la antrenament să ne gândim pentru ce muncim noi, ca să ajungem sus. Mădălina e una dintre acele copile, tot mai puține, care acceptă să facă sacrificii enorme pentru a ajunge campioane. Iar ochii noștri spre ele ar trebui să fie ațintiți, pentru că ele sunt viitorii David care l-ar putea învinge pe Goliat la următoarea înfruntare.